Echipa națională de tineret a României U21 va disputa pe arena Marin Anastasovici din Giurgiu următorul meci din preliminariile campionatului european. Tricolorii mici vor juca împotriva naționalei similare a Germaniei. Partida va avea loc marți 19 noiembrie cu începere de la ora 19. Biletele se vor pune în vânzare începând cu sâmbătă, data de sâmbătă, 16 noiembrie. Așa cum se cunoaște, jocul are loc în data de 19 noiembrie, ora 19. Biletele au valorile pe 10 lei tribuna întâia, 5 lei tribuna a doua, iar intrarea este gratuită pentru 800 de elevi, bilete care se vor distribui în școlile municipiului Giurgiu. Sperăm că în afară de acești elevi vor veni și mulți spectatori, având în vedere că este un joc internațional și iar echipa României are nevoie de încurajarea lor. A fost ales stadionul din Giurgiu pentru că este modernizat și prezintă o suprafață de joc printre cele mai bune din țară, este aproape de București și oferă toate condițiile pentru desfășurarea unui joc internațional. România are șanse mici să prindă play-off-ul pentru calificarea la campionatul european din 2015. Echipa antrenată de Bogdan Stelea ocupă locul 3 în grupa 6-a preliminară, cu 5 puncte obținute în 4 partide. De cealaltă parte, Germania este lider autoritar, având maximum de puncte, 12, tot după 4 meciuri. Partida din data de 19 este primul meci oficial al naționalei U21 găzduit de Arena Giurgiuveană. Oficialii de la Giurgiu speră ca în viitorul apropiat aici să evolueze și tricolorii mari.